Naționala de rugby a strâns mai mulți fani ca derbiul FCSB Dinamo pe Arcul de Triumf, dar n-a avut nicio șansă în fața americanilor înainte de Cupa Mondială. Pe un stadion aproape plin, România a fost învinsă cu 31-17 în meciul de pregătire cu Statele Unite. Macovei și Surugiu se vor retrage după campionatul mondial și a fost ultimul meci jucat pentru Națională pe Arcul de Triumf. Ce s-a greșit? Cred că nu am fost foarte agresivi începutul de meci. Deci un semnal de alarmă faptul că am pierdut împotriva unei echipe care nu este calificată la Cupa Mondială? Ai semnal de alarmă? Este normal. Americanii au uitat acasă trofeul care se pune la bătaie când cele două naționale joacă. Are you happy? Oh, we're so happy, baby! Wow! Șeful Federației de Rugby e supărat că naționala a fost pusă pe drumuri din cauza meciurilor de fotbal de pe Arcul de Triumf. Mers cu tramvaiul, schimbat, Dinamo, Ghencea. O echipă națională nu se pregătește așa, nu? Ne pregătim într-o săptămână, schimbăm patru stadioane. N-avem cum.